În replică, opoziția acuză coaliția că protejează pensiile speciale și vrea ca România să piardă banii din PNRR pentru crește, școli, autostrăzi și căi ferate moderne. Prin urmare, USR îl cheamă pe Nicolae Ciucă în Parlament pentru a da explicații cu privire la pachetul de decizii discutate la Vila Lac. Ciucă este invitat să vină la ora prim-ministrului din data de 3 aprilie pentru o dezbatere politică cu tema banii din PNRR pentru școli, spitale și autostrăzi versus privilegii pentru speciali. Ne spune mai multe domnul Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR. Bună seara! Bună seara! Aș vrea să ne spuneți care sunt așteptările dumneavoastră de la această invitație, punctând desigur observația că din declarațiile miniștrilor domnului Ciucă vedem că ar tinde mai degrabă să accepte pierderea banilor din PNRR pentru autostrăzi, școli și spitale decât să umble la pensiile speciale. Exact. Asta vrem să auzim și noi și odată cu noi toți românii, pentru că dezbaterile din Parlament sunt niște dezbateri publice. Să știm poziția domnului Ciucă, pentru că o vedem pe cea a miniștrilor din subordinea dânsului, în particular pozițiile domnului Marcel Boloș de la Ministerul Fondurilor Europene, care zice, da, se discută în coaliție și da, s-ar putea să se decidă că le lăsăm așa și pierdem niște bani. Acest lucru mi se pare inacceptabil, nu l-am auzit pe premierul Ciucă luând o poziție după declarațiile domnului Boloș și vrem să știm și noi ce părere are domnul Ciucă despre acest lucru. Faptul că miniștrii din subordinea dânsului spun că ar fi ok să pierdem bani din PNRR, bani de autostrăzi, de spitale, de căi ferate, de școli, pentru școli, și în schimb să menținem pensiile speciale. Cred că, și știu că domnul Ciucă este într-o poziție delicată cu pensia specială a dânsului de 18.000 de lei, însă trebuie să fac abstracție de asta, să se ridice la înălțimea funcției pe care o are momentan și să vină să ne explice și nouă și întregii țări. Vom vedea acum dacă are curajul domnul Mare General să vină în fața Parlamentului să spună acest lucru sau va căuta diverse tertipuri pentru a se ascunde. Cererea este perfect regulamentară. În regulamentul Camerei Deputaților spune că premierul trebuie să se prezinte la cererea Parlamentului, la unui grup parlamentar, în prima zi de luni a fiecărei luni, exact așa este cumva formulat în regulament. Deci îl așteptăm luni să ne explice pe 3 aprilie, să ne explice ce crede dânsul despre acest lucru. Altfel, am văzut ce circ fac cu acest simulacru de legea de desfințare a pensiilor speciale, o lege pe care domnul Ciucă și domnul Ciolacu au promovat-o în Parlament și pe care tot ei acum spun că o modifică în ultima sută de metri prin amendamente. Niște amendamente, nici legea, nici amendamentele lor nu rezolvă nimic. Soluția corectă a fost dată de USR printr-un set de amendamente care, într-adevăr, desfințează pensiile speciale. Ați pomenit despre declarații care se bat cap în cap de la miniștri și funcționari de rang inferior din acest guvern PNL-PSD. De unde anume, domnule Moșteanu, vin aceste neconcordanțe? Păi, v-am dat un singur exemplu de la un ministru important în acest guvern, ministrul fondurilor europene, ministerul proiectelor și investițiilor europene, domnul Boloș, care este ministrul propus de același de partidul pe care domnul Ciucă îl conduce. Este ministrul propus de PNL, chiar dacă nu este membru PNL, susținut de PNL și de o săptămână trecută la un post de televiziune, domnul Boloș zicea, da, s-ar putea să decidă în coaliție că e prea complicat să desfințăm pensiile speciale, să fie de acord să pierdem bani din PNRR. Acest lucru mi se pare inacceptabil și domnul Ciucă trebuie să vină în fața Parlamentului să ne spună care e poziția dânsului. E bine și sunt mândru că USR a pus acest jalon în PNRR atunci când am fost la guvernare în 2021. Am pus acest jalon pentru a folosi această ocazie pentru a elimina odată pentru totdeauna această mare inechitate din sistemul de pensii. Și domnul Ciucă, domnul Ciolacu acum trebuie să pună în aplicare. Ați făcut aluzie de asemenea și la discuțiile pe care liderii coaliției PNL-PSD le au în spatele ușilor închise. Care credeți că e nuanța pe care ei o dau în acest moment când vine vorba de subiectul pensiilor speciale? Păi, vedeți, haideți să luăm așa cronologic. Era un jalon PNRR la finalul anului trecut, în decembrie, pe 31 decembrie, ar fi trebuit ca România să treacă o lege de desfințare a pensiilor speciale și trecerea lor pe contributivitate. Au aruncat un proiect în Parlament pe ultima sută de metri, un proiect care nu desfința nicio pensie specială, nu trecea nimic pe contributivitate. Apoi, suntem acum în martie și iată, în prima cameră sesizată la Senat,
se expiră termenul de prin care proiectul trece tacit de prima cameră, este cred că 30 ale acestei luni. Deci săptămâna asta trebuie să treacă proiectul de Senat, pentru că apoi orice modificare substanțială s-ar face la Camera Deputaților. Să zicem că în Camera Deputaților ar putea ieși un proiect perfect. E, face acest proiect neconstituțional și ei știu asta. Și pe asta și cred că și mizează. Să zică, uite domnule, noi am încercat, dar e un proiect neconstituțional în final. Deci nu va rezolva nimic. Cred că cu bună știință vor să facă asta. Uitați-vă pe răspunsul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Legislativ pe aceste legi are pagini întregi în care explică de ce e pericol de neconstituționalitate. Consiliul Legislativ condus de Florin Iordache, acel Florin Iordache, presedist, știți că până și ăla zice, domne, vedeți că e un proiect care poate să fie neconstituțional. E, cu asta se joacă Ciolacu și cu Ciucă, făcând mișto de milioane de români și crezând că îi păcălesc pe cei de la Comisia Europeană. Vă mulțumesc foarte mult. Ionuț Moșteanu a fost în direct cu noi. Continuăm și cu alte subiecte.